Cadavrul a fost descoperit de o femeie care, trecând cu mașina pe acolo, l-a observat întâmplător și a sunat la 112. În scurt timp, locul a fost împânzit de polițiști care au marcat zona și au început cercetările. Elemente din îmbrăcămintea bărbatului au fost găsite pe un câmp la câteva zeci de metri distanță de trupul fără viață, ceea ce a condus oamenii legii la ipoteza că ar fi putut fi victima unei morți violente este faptul că bărbatul avea leziuni grave la nivelul capului. Sub coordonarea unui procuror, polițiștii au demarat o anchetă. Traumatism craniocerebral, fără alte mărci traumatice, și moartea prezenta semnele morții tardive instalate. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea tuturor aspectelor care au condus la producerea acestui eveniment. În calcul sunt luate mai multe ipoteze de către anchetatori. Bărbatul ar fi putut fi victima unui accident rutier, în urma căruia autorul a fugit, putea fi ucis de cineva și aruncat în șanț, ori a căzut pur și simplu băut fiind și a decedat din cauza temperaturilor cu multe grade sub zero înregistrate de câteva zile.